Europa FM. Bun găsit tuturor! Astăzi am plăcerea și onoarea de a discuta cu actorul, regizorul și profesorul Florin Zanfirescu. Maestre, bine ați venit la Europa FM! Cu un palmares de sute de roluri și peste 30 de filme, interlocutorul nostru de astăzi nu se consideră o vedetă, ci declară: îmi place teatrul, nu mă ador pe mine în teatru. Astăzi cu mine și cu dumneavoastră la mic dejun se află maestrul Florin Zanfirescu. Bună dimineața și bine ați venit! Să râd. Cunoscutul actor Florin Zanfirescu, bine ați venit, domnule profesor! Bine v-am regăsit! Maestrul Florin Zanfirescu, astăzi de-a viața ascunsele a istoriei despre Nikita cu Zanfi. Bine ai venit! Te îmbrățișez! Mă bucur tare mult că putem să vorbim astăzi. A primit pentru prima oară o echipă de filmare acasă la el. Acolo locuiește cu soția lui Daciana. Ne-a prezentat curtea, grădina și a deschis omul sufletul, făcându-ne o confesiune surprinzătoare. Actorul, celebru actor, spune că s-a cam plictisit pe lumea asta și că cea mai mare dorință a lui este să vadă cum ești pe lumea cealaltă. Priviți materialul. Bună ziua, prieteni! Sigur că da, știu că vă era dor. Ne aflăm pe canalul de YouTube Dresaj Canin Profesional și foarte mulți dintre voi mi-ați scris în comentarii când vine un nou dialog DCP. Știu că v-ați obișnuit cu aceste dialoguri și că sunt savuroase prin prisma interlocutorilor care sunt alături de mine. Astăzi m-am gândit să vă fac o surpriză, pentru că tocmai am cunoscut un mare om. Un om care, printre altele, își iubește câinele, deci are legătură cu noi ceilalți care avem câini, suntem iubitori de câini și ce să vezi, acum iubește și dresajul pentru că îl practică. O să vedeți despre cine este vorba, este o personalitate. Vreau doar să cei mai tineri care nu știți la ce să vă așteptați, vreau doar să vă duceți un pic acolo să căutați și o să vedeți că este o legendă vie a actoriei în România, a făcut nenumărate filme memorabile, a fost parte integrantă din acestea, așa că vă duceți, căutați și veți înțelege cu cine vom sta astăzi de vorbă, dar astăzi vom vorbi despre câini, despre actorul care întâlnește câini pe platourile de filmare, despre omul, indiferent de faptul că acum este pe un platou, să zic așa, de filmare real, întâlnește dresajul și părerea acestuia despre dresajul canin, despre ideea de a-ți educa patrupedul pe care îl iubești așa cum trebuie să o facă fiecare. Veți vedea niște opinii, veți asculta niște povești memorabile, sunt sigur. Dați-i drumul! Deci, dragi prieteni, îl am alături de mine în acest dialog DCP pe domnul Florin Zanfirescu. Zanfirescul, am zis bine? Domnul Florin Zanfirescu. E mi se spune Zanfi. Zanfi? Da. Bun, prescurtat. E bine. E bine și așa. Zanfi. Dar dacă vi se spune Flo Zanfi. Mi se spune Zanfi. Zanfi. Deci, ce domnul Zanfi, bine Zanfi, eu zic eu lui fiul meu. Așa, da? A, și vă drăgăliți așa din cuvinte.
Vă tachinați din cuvinte. Deci domnul Florin Zamfirescu este un mare actor al României și vreau astăzi să scot de la dânsul pe cât pot niște mici povești din trecut, de acolo de unde nu avem noi toți acces, și anume pe platourile adevărate de filmare, acolo unde s-au creat marile filme. Dom'le, nu cred că pot eu să fac față unei discuții cu privire la animalele dresate, fiindcă n-am avut noroc în filmele în care am jucat să existe și câte un animal, decât vreo două, și în cazul ăla era vorba de un curcan. Așa. Și așa mai departe. Da, în filme mai cu haiduș sau cu, nu cu haiduș, cu mai de epocă, apărea și câte un câine. Am văzut multe filme, dar nu asta cred că e important să vorbim acum, povești despre câinii dresați din filmele în care am jucat. Nu cred că e important. În general, din câinii din filme. Nu, nu. Din cinematografia românească. Important ar fi să mă lași să spun eu. Sigur. Că întotdeauna, eu am avut mulți câini. De când am crescut, de când eram copil, că aveam câini la țară. Unii în lanț, din păcate, eu eram mic și nu știam să-i apăr, nu știam câini în lanț. Dar după aia am avut câini personal. Ba, în apartament, mi-am dat seama că un câine în apartament este un coșmar și pentru om, dar și pentru el. Să-l scoți zilnic la 7 dimineața, să ieși afară, că trebuie neapărat și așa mai departe. Deci, dar nu am crezut în dresaj. Îmi plăcea când vedeam câte un câine dresat la altcineva, îi dădea o comandă, el executa, îmi plăcea foarte mult. Dar mă gândeam totodată, Doamne, ce chin a trebuit să suporte animăluțul ăla ca să ajungă să facă sluji așa cum face acum. Și mie îmi plăcea. Dar nu vreau câinii mei să treacă prin chinurile dresajului. De ce? Pentru că, nu știu cum, aveam impresia că dresajul semnează cu bâta, cu muiaua și cu comenzi dure și îl faci pe câine să facă de frică, ceea ce după aia o să placă tuturor. Și nu prea așa, am zis, las câinii mei pe care aveam, am avut un boxer, care se dresează în apartament el, că dacă stai cu el și vorbești, el îi spui, du-te la locul tău, să duce. Îi spui, vino aici, normal că vine. Și după aia eu făceam cu el o luptă pe covor, în apartament era, până am trebuit să-l dau. Făceam lupte pe covor, care venea pe la mine. Eu veneam seara de la serviciu, obosit, nu știu ce, și el mă aștepta. Îi desfăceam, puneam haina cu el, mă puneam pe genunchi pe covor și începeam, el știa. Dom'le, începea o luptă, că vecinii sau prietenii care veneau pe la mine ziceau, bă, tu ești nebun, ăsta te omoară, domne. Ăsta îți rupe. E boxerul? Boxerul, da. Pentru că sărea la luptă, el apuca, îl lăsam să mă puțină. Niciodată nu strângea. Odată am tras eu mâna că el m-a apucat cu dinții așa și m-am zgâriat de colții lui. Și m-am sărit, zic, băi, mai mușca, dă-te încolo, bă. A început să plângă, s-a dus încolo, l-a mușcat pe tăticu. Adică, câinii sunt deosebit de inteligenți și nu cred că omul ar trebui să mai caute prieteni. Prietenul nu poate fi un câine. Este patrupedul. Patrupedul. Asta nu te trădează. Păi e o vorbă. Puneți într-un portbagaj nevasta și în alt portbagaj câinele. Și lasă așa vreo 4 ore. Și când desfaci portbagajul cu câinele, ăsta va sări în brațe și o să te lingă. Ce face nevasta? Încearcă să-și desfaci portbagajul în care e nevasta. Bun, asta, da. Doi într-un fel e adevărat. Corect, da. Corect. Nu asta arată nu, cred că, nu cred că ajunge bărbatul nici măcar să o bage în portbagaj, nu s-o țin acolo. Superioritatea câinelui. Orice am spune, orice am oricum. Nu, o clipă. Dar, acum, având un câine pe care am început să-l iubesc, este foarte drăguț, dar atât de zurbagiu, că am zis, domnule, ori, că l-am luat de la 2 ani, l-am luat de la cineva care și-a vândut casa și n-a mai avut cine să-l țină. Și a făcut foară în țară și a zis, să-l iau eu. Dom'le, atât de alintat, atât de, în primul rând, atât de frumos, că e foarte frumos. Este foarte frumos. El este Poldi, dragii mei. El este Poldi, așa se numește. De la Leopold, zicem noi. Așa. Și Zamfi cu Poldi. Așa îl cheamă, Zamfi. Și Poldi.
și e atât de zurbagiu și atât de dezorganizat în bucuriile lui. El de dimineața, de când răsare soarele până seara, s-ar juca, atât. Dar se joacă într-un alandala, adică rupe tot, zgârie, sare, o sperie pe cățelușa elaltă, care săraca e mai calmă și o invită, că n-are cu tine să se joace, să joacă cu ea. Aia țipă, nu mi-am dat seama, nu-i face niciun rău, aia țipă de spaimă, că o sperie de zurbagiucie. Și am zis, ori îl dăm cuiva, pentru că nu mai pot suporta, eu plec de acasă, îți deschide poarta, el iese în stradă și în loc să plec unde mă grăbesc, că plec la oră fixă, îți alerg o oră după câini să-l bag în cur. Asta se întâmpla atunci. Asta se întâmpla. Și multe altele care mă supărau, nu am gândit, gata. Și care a fost soluția care v-a... Și soluția mi-a dat-o cineva, dumneavoastră, încerc un dresaj. Înainte de a-l da, că mă gândeam să-l dau la o stână la munte, să alerge pe coc la urea. Acolo zice, înainte de a-l da, caută să-i faci un dresaj. Mă, nu, cred, mi-e milă și de el să-l bată, să-l chinui. Dom'le, nu e așa. Am ajuns să ne cunoaștem noi doi. Acum nu știu dacă toți dresorii procedează așa, sau numai în cazul ăsta, dar eu am întâlnit, stimați telespectatori, un om de excepție, care, în primul rând, mi-a zis, dom'le, eu nu dresez câini, eu dresez stăpâni. Instruiesc, de fapt, stăpânii ca să poată să-și dreseze câini. Adică, zice, degeaba îți dresez eu câinile, după 10 zile ți-l aduc, uite, face aia, face aia, face. Și după aia pe tine nu te ascultă, că nu te cum nu știe cine ești tu, ci l-ascultă pe dresor. Atunci am ajuns să sacrific o oră pe două ore pe săptămână, să vin eu și să fac ceea ce îmi spune dresorul să fac, uite. Și înapoi, cu liber. Liber. Vă apropiați, vă apropiați. Chemați-l. Super. Vrei mereu. Normal. Și liber. Liber. Bravo, măi, băiatule! Poldi este parte integrantă din dialogul noi nostru. Noi suntem după a șaptea lecție de dresaj. Mai avem două și după aia, sau trei, mai avem... În momentul în care veți vedea că întrerupem ceea ce spunem doar ca să ținem de cățel și să-i transmitem și lui informație, ne iertați, dar suntem în timpul programului. Da, dar nu face nimic rău, el acum asta. Îmi povesteați însă că... aducându-vă cumva vorba de acești câini din cinematografie sau de pe platoul de filmare, în afară de maidanezii din Buftea, da? Bine. Spuneați ceva de faptul că eu am zis că ei sunt coordonați sau conduși de milițieni de pe vremea aia, dar m-ați contrazis. Dom'le, sunt cascadorii care se ocupă de vai de mine. Cascadorii sunt niște suflete de aur, oameni mai simpli, oameni la care ajungi direct cu vorbă sau cu, nu cu șmecherii. Cascadorii îi iubesc nespus și ei se ocupă de dresaj. Eu am un fost student de actorie care e actor și care este și inițial era cascador și el acum îmbina actoria cu cascadorii, face spectacole, se numește Ionuț Deliu. De noi, în clasă, ziceam Diliu, că era... se ocupa cu colegii lui când erau scenele bătaie de lupte. Da? Îi întruia pe toți și le spunea cum să dea, cum să rupă, cum să spargă. La examen făcea niște chestii când profesorii se cruceau. De unde l-ai scos pe ăsta, domn?
ori. Știți că acum mulți ani de zile eu am citit o carte a unui anume Aurel Grușevski. Bine, l-am cunoscut pe Grușa. Ah, bun, bun. Am filmat cu el. Deci am citit cartea aia, am vrut să devin cascador, vă spun sincer, când am citit acea carte. Ce Grușa a murit într-un accident de motocicletă, el conducea motocicleta, absolut stupid. Era pe motocicletă cu Ion Albu, care a murit de curând, deci da, Ion Albu a scăpat. Atunci. Și s-au întâlnit mergând spre Buftea cu autobuzul de Buftea. Oameni din Buftea. Da, da, da. Venea și i-a ducea în București. Și fiind autobuzul venea pe partea lui și Grușa, dar Grușa tocmai s-a angajat într-o depășire și a ieșit în bot, a ieșit în fața autobuzului. Șoferul de la autobuz, și știu cine, a tras cât a putut dreapta pe iarbă. Și Grușa, văzând că va lovi autobuzul, a tras și el stânga. Și s-au lovit pe margine, pe iarbă. Da, 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 da. Ion Albu a făcut un mic monument acolo, în care Aurel Grușevski, anii nașterii și a morții. Deci am filmat cu Grușevski, dar deci era... ei erau cam la fel. Meseriaș bun. El a trecut în... s-a uitat. Cine i-ar vedea filmele, dar era la fel ca Sobicek. La fel de bun era? Bine, la fel de nu bun. Nu se știe dacă nu era mai bun, dar nu a apucat să-și arate în competiție diferența. Corect. Iar Albu, ăsta, nu Albu, Sobi a trăit până mai de curând. Da. Era și deci eu am citit acea carte, povestea cum sărea de pe case, de pe geamuri de-astea, case machetă, butaforii. Nu contează. Ce complicate erau cascadorile. Păi, să ajungem acum, eu vreau în mica noastră discuție să ajungem la ceva, la o concluzie. Eu n-am să vă trag concluzii într-una. Așa. Din viață, din întâmplări. De-aia am făcut și 40 de ani de profesorat la un ATC de actorie. Profesor de actorie. Și despre când filmul 4 așa și... Dar mi-am dat seama că mai ales profesorii și de liceu și de orice materie ar trebui să dreseze odată un câine. O, bună! Bună asta! Adică, cum am făcut-o eu? Ar trebui să facă un curs de dresaj. Acum, la școală, copilul nu e dresat, nu te duci să faci dresaj acolo, dar ceva se leagă. Adică, de unde eu credeam că se face dresajul cu forța, cum știi, observ că se face prin plăcerea elevului, prin stârnindu-i plăcerea și făcându-l să se simtă bine. Opa! Bun. Dar câți elevi nu se simt foarte prost că au ora cu cutare? Vine monstrul ăla și ne înfăimântă, ne face terci. Țin minte, eu aveam un profesor care, numai închipuiți-vă scena, se deschidea ușa, stăteam toți în bancă, începea ora. Se deschidea ușa și apărea profesorul nostru de geografie și de biologie în cadrul ușii, ținea de colțul catalogului și făcea al dracu catalogul s-a așezat pe catedră. Rostogurindu-și așa, nimerea domnul. Deci era omul era, da. Și după aia se ducea la catalog, nu începea, și îl deschidea odată, pac, în așa fel încât nu se știe la ce literă se deschide. Și acolo tăia și zice, în carne vie. Se deschidea tot timpul la ultima literă, nu știu de ce, da, da. Zafirescu. Erați ultimul, că aveți zâmbet. Eu i-am spus, am 6 note, nu-i nimic, treci la tablă. Eu bazat pe 6 note, poate nu învârșasem în ziua aia, dar nu să mă asculte pe mine. Dom'le. Și răgnea atât de tare, câteodată pe neașteptate, încât odată când eu m-am rezumat palit de perete, că am răgnit la mine, zice, de calm, de ce te sperii, mă băiatule? Că am țipat? Pe ce se poate întâmpla? În cel mai rău caz, se cască pământul și tu cazi acolo înăuntru și am scăpat de tine. Ce încurajator, da. Iată dresaj pedagogic, iată niște prin teroare, da, și pentru intimidare. Care eu am rămas traumat, datorită că am rămas, sau din cauza că am rămas terorizat, traumatizat. Da, da, da. Și acum, dacă fiecare, măcar fiecare pedagog ar învăța că tot ființe suntem,
Și nu dresezi un copil, dacă îl faci să se simtă bine, dacă îl lauzi pentru reușite, nu numai să-l critici pentru greșeli. Dar noi și în teatru avem situația asta. Bine, așa zisul critic teatral și te face praf. Că în actul 2 ai făcut nu știu ce greșeală și ai zis ce ai făcut. Dar el nu se sizează că în celelalte 3 acte ai făcut foarte bine. Excelat. Fenomenal. Nu va sublinia nimeni momentele de vârf alea care merită să le remarci la un tânăr, la un debutant, că el primește aripi prin asta. Sigur că da, când este încurajat, nu? Am eu cumva, având niște lecturi despre ezoterii și așa mai departe, dacă nu lucrăm tantric, prin plăcere, prin iubire, prin dragoste. În orice caz, un pedagog, dacă n-are iubire, n-are ce căuta ocupația asta. Vine cu frustrări din viața proprie și majoritatea așa. Vrea să le răsfrângă total asupra vor neștiutorilor în ale vieții și în ale științei, nu? Odată am avut un director de teatru, nu o să dau nume, căruia am simțit nevoie să-i spun așa, știți de ce vă purtați așa? Pentru că vreți ca din teatrul dumneavoastră, singura vedetă, să fiți chiar dumneavoastră. Care nici nu era... Sunt câteodată arbitri la fotbal, vor să fie personajul actor. Principal. Dar teatrul e al lui ăla, numai el e. Restul sunt niște teiprici, îi schimbi când vrei, îi rotești, faci că... Nu se face așa, de-aia societatea. Societatea noastră a distrus iubirea. Iubirea este mimată, declarată și inexistentă. Iubirea. Da, da. Zice, vă iubesc, Petru, și un cântăreț pe scenă. Vă iubesc! Astea sunt niște vorbe care se aruncă... Aruncate degeaba, da. N-au nicio ușor. Semnificație, da, corect. Se aruncă prea ușor și oamenii nu mai știu. Da. În primul rând, nu mai știu diferența între iubire și dragoste. Că da. Confundă sexualitatea, deci atracția cu iubirea. Păi nu poți să spui unei fete care ai cunoscut acum 10 minute și ți-a căzut cu tronc. Doamne, ce frumos, o iub. Și zici, te iubesc, bă, acum 10 minute nu o știai. Și cum nu ți-e rușit? Te-a apucat iubirea instantaneu, așa. Și o iei în brațe și zici, fericirea mea. Iubirea mea. De când e a ta? Așa, păi da. Tu nu o știai. Da, da, da. Dar vedeți? Dar copiii tineri nu sunt învățați. Vedeți că... Dincolo de asta, problema este să înțelegem ce înseamnă iubirea și să o aplicăm, să o folosim. Iubirea nu doare, domnule. Păi ce, eu am, ce bucurie am eu acum. Mărturisesc, acum 3 luni, înainte de a ne cunoaște, i-a intrat o mamă de bătaie, că m-a atât mai chinuit pe stradă și în urmă la a intrat, l-am prins, am pus lesa și i-am dat vreo două joarte. Da, ce nervos. Și el, săracul, țipa și țipa lătrat și a fugit. Și de atunci, mai pas de-l mai cheamă. Vine aici, bă, nimic. A trebuit la primele ore de dresaj să uite că i-am făcut rău. Să uite. Am lucrat la asta, într-adevăr. Ei uită ușor. Apropo de dragoste, câinii credeți că pot fi păcăliți, că sunt iubiți? Niciodată. Păi da, putem răspunde și la întrebarea. De ce unii oameni se plâng că îi latră câinii? Merg pe stradă și eu un câine și la mine sare. Dacă mă... Pentru că ești un om rău. Și câinele știe... Nu poți disimula. Fără greșeală. Cum știe planta? Nu știu dacă știe. Plantele sunt vii ca și noi, dar au alte caracteristici. Ea e fixată de rădăcini, nu poate pleca. S-a făcut test. Acum sunt aparate care simt sensibilitatea plantei, pulsația ei, viața ei, comportamentul ei. Și un individ a venit și a tăiat o creangă unei plante de-astea, de apartament. Da. I-a tăiat, a făcut-o rău. Și după aia, i s-au pus plante, aparatele alea, și au trecut 10 oameni pe lângă plantă, printre care și ăla care a făcut rău. Când apare ăla care a făcut rău, planta leșină. Wow! Leșină. Adică, uite criminalul. Și se lasă, poate, da. Chiar nu da. Se poate apăra. Da, corect. Deci dacă știm, dar dacă învățăm în școală, dacă știm de adevărat la chestia asta, altfel ne comportăm.
câinii nu pot disimula, adică pe câini nu-i poți păcăli cu disimularea. Eu vă spun sincer, am văzut oameni care încercau să vorbească frumos cu un câine și să-l mângâie, dar câinele era terifiat sub mâna lui. Se poate face însă ceva. De exemplu, tu ești un om rău. Există, din naștere. Dar vrei și tu un câine. Câinele nu stă, se ferește, se duce. Treptat însă, dacă îl iei acasă, dacă îi dai mâncare, dacă îl mângâi, și dacă începi cumva o legătură cu el, ai nevoie de el și îți place de el. Tu, un om rău. Câinele e înfrânt în ceea ce simțea el și ține la tine, e stăpânul lui și... Te descoperă altfel. Te descoperă și altfel. Dar tu, om rău, nu vei avea niciodată o atât de mare influență asupra că el e permanent circumspect. Ăsta e rău, ăsta e ucigaș, ăsta a făcut cândva un rău, ăsta a omorât un om. Dar simte energia, simte energia pur și simplu. Păi nu. Spun altceva, ca poate ar fi bun pentru încheierea reportajului. Făceam naveta la Sibiu, 8 ani de zile am făcut naveta, am pus pe roate școala de teatru din Sibiu. Stăteam o oră la mama la Călimănești, pentru că eu sunt din Călimănești și opream la mama. Trăia mama și opream. Și într-o zi i-am dat treabă, mamă, trec, i-am așteptat de obicei cu o ciorbică. Și vis-a-vis, pe stradă, urla un câine. Pot și urlă câinele ăla. Dar urla, era vară. Urla așa, mamă, ce urlă, frate, câine? Zice, de vreo 3 zile urlă. Cred că moare Gore. Gore era un unchi al meu, vis-a-vis, avea casa lui și zicea, trăgea să moară. Eu nu mai văzusem de mult, dar mama vecină și zice, cred că moare Gore, că e foarte bolnav. Zace. Am plecat, am stat la Sibiu, stăteam de obicei 3 zile și când m-am întors, iar o prins la mama și mi-a rugat, uite, nu mai urlă câinele. A murit Gore. Oh, deci, sunt adevărate? Eu am câini în curte. Când urlă câteodată, mă trec fiorii, dar n-ai ce să fac, că nu câine dă vină. El vede ceea ce noi nu vedem. El, să zicem că moartea există cumva, un abur, un flux, o energie, o formă. Și câinii o văd. Cum văd și aura simt, la om. Da, și aura agresivă, roșie, rea. Distructivă, el aia o latră. Că latră că vede la tine ceea ce oamenii nu văd. Deci credeți că văd așa ceva sau simt nu. Energia care o emană te omul? Puteți să numi morcu. Da. Corect. Dar eu cred că putem simplifica. Ei văd ceea ce noi nu vedem. Da. Ei se uită în gol și latră. Și urlă că n-au ce face. E o ființă mai puternică decât ei, moartea. Care a venit și ea pe ce... Din curtea mea se latră câteodată, se urlă într-o direcție. Și după o săptămână cineva de acolo din cartier a murit. Și eu sunt foarte atent dacă urlă spre casa mea. Și deocamdată n-am simțit. Ați avut noroc, nu? Nu spun. Ați trecut-o... Ei nu te omoară ei. Știu, eu, dar zic eu, așa... Când îi aud urlând, mai ales cățelușa altă, Roza, Rozica, ies afară și zic, Roza, încetează! Și ați spus la mine, bagă capul între urmă și fuge. Simte că face ceva care n-ar trebui să facă. Nu mai urla așa! Și fuge. Dar după vreo oră, două, iar zice acolo, urlă rău, macabru, sinistru. Da, câinii simt asta. Sigur. N-au nicio vină ei. Din contră, dar eu am o broască testoasă în casă, care intră într-o vrie când sunt fermecă. Păi anunță, a fost cu tremur de gradul, papul, brancea, nu știu ce. Păi da, aia mi-a spus cu două zile înainte. Dar ăsta nu va... Poldinuva... Nu poți să urmăresc tot ce fac. Dar pe broscuță o aveți acolo. Broasca stă în terariu, că exact. Ea e de apă. Și să-ți bate acolo, aruncă apă pe jos. Ce are, mă, frate, mă, atenție că o să fie ceva. E, ce aparatură are broasca în ea? Ce luminozitate au ochii lui și animalelor, în general, de văd ceea ce omul nu vede. Încă nu au fost descoperite cu adevărat aceste animale și sistemele lor de, cumva, de a se interconecta cu natura, cu universul, simte, cu energia. Se simte, pentru că curentul ăsta de protecție a animalelor nu e degeaba.
cineva, niște oameni veterinari, iubitori animali, simt, numai la noi la țară, toți săranii băteau animale, băteau vacile, le puneau la plug borțoase cu vițele în burtă, dar trebuia că n-avea boi. N-aveau cu și să tragă și ca să tragă, ele nu le vedeai, femeile, domnule, cu burta la pământ. Și le băteau să tragă, să tragă. Ei, asta, sau câini ținuți în lanț, lăsați câte o oră pe lună, două ore, să alerge. Noaptea, în câte o noapte, dă-i drumul și câinele aia, să alerge și el. Dar câinele a născut condamnat, ca da. Și șerbii, ca și pe vremea lui Horia Cloș, ca și Crișan, oamenii, acum animale. Păi cum, intenția asta de a proteja, am văzut o fetiță care m-a marcat. Zice, da, eu nu vreau să mănânc carne. Dar de ce nu vrei? Pentru că luați carnea de la animale și că pe ele le doare și eu nu vreau să mănânc. Zice, dar cum să nu mănânci carne? Nu mai mănânc carne. Dar fetița avea 3 ani. Dar pește mănânci? Peștele e animal? Păi da, e și el viu. Nu mănânc nici pește. Ce drăguț. Până la urmă, ce știu? Nu că așa s-a făcut, s-a mâncat carne de milioane de ani. Nu ăsta e un argument. Problema e că noi tindem spre ridicarea nivelului, spre civilizație, spre... Deci un pic mai mult spre spiritual. Pe da. Spiritualitate. Și dacă am făcut așa de milioane de ani, ar trebui să ne desprindem să mai facem altceva. Nu argumentul că dacă s-a mâncat întotdeauna, mănânc și eu. Pe asta înseamnă neevoluție. Evoluția, ca să nu zic acum, noi putem fi condamnați de involuție. Trecem la politică. Noi am luat-o, trecem, am luat-o rău în jos. Suntem pe un tobocan care n-are final. Ne ducem în este interminabil. Este coloana infinitului în jos, da. Apropo de, vreau să ne întoarcem un pic la cinematografie. E frumos locul în care ați evoluat profesional dumneavoastră. Așa că să se bucure toți ai noștri de... De faptul că prin ochii dumneavoastră pot vedea și ei ce, cum era pe platouri. Dar ca să vă țin conectat la kinologie, da? Care se îmbină atât de frumos în multe situații cu cinematografia și eu vă spun, cred asta pentru că eu am fost coordonator al unor câini dresați pe platouri de filmare, da. Pentru filme pe marile ecrane. Deci, știu senzația, este fascinant ce se întâmplă acolo. Noastră, credeți că acei câini erau bătuți ca să facă ceea ce făceau acolo? Asta credeam eu văzând rezultatele. Cât sunt de dresați, îmi plăcea, zic, bă, dar nu vreau să-l chinui pe ca să ajung așa. Că săracul e clar. Păi nu știu, și despre circ nu s-a ajuns acum la... interzicerea participării animalelor la spectacole. Da. De ce? În special la animalelor sălbatice. S-a spus că sunt chinuite. Bine, nu cred că e bătut ursul sau leul, îl bat ca să facă. Dar faptul că e ținut în cușcă, contrar obiceiurilor lui, da. Faptul că e lipsit de libertate, da. Faptul că e hrănit cu porția și cum poate că îi dă mai mult decât trebuie, da? Oricum, că e pus să facă spectacol. E umilitor, nu pentru el, că poate nu-și dă seama. Pentru ființa superioară care e om. Și care privește... Să faci spectacol. Păi tot așa spectacol... câteodată la intersecție, cât un cercetător care își arată goliciunea și rana sau își scoate umărul la iveală sau picioarele îndoite sau lipsă sau îți arată cioturi. Ca e umilitor, nu da. Pentru el. El trebuie să mănânce și trebuie să-și arate că altfel nu-i dă nimeni nimic. V-ar fi plăcut? Mâna care întinde... cere pomană și nu spune o poveste. Deci ăla spune o poveste. Uitați-vă, n-am număr. N-am decât asta. Și atunci, da, e umilitor pentru că societatea îi lasă să se descurce astfel. Nu-i susține, da. Adică, băi, suntem toți oameni. Vorbim de socializare, vorbim de comportamente sociale, că nu de socialism e vorba. Deși cuvântul de aici vine, dar e vorba că suntem toți de aceeași parte. Boxerul este un câine încăpățânat? Nu.
depinde. Acum toți pot, fiindcă câinele seamănă cu stăpânul. Da? Cu stăpânul care îl crește. Cu timpul capăt. Dacă stăpânul e nervos, isteric, și așa va fi și câinele. Dacă stăpânul, dar seamănă și la fizic. De câte ori nu vezi o fotografie cu o bătrână și un cățel în lesă? Și cățelul merge ca și bătrâna. Tocmai voiam să spun că sunt încăpățânat ca un boxer, dar n-am putut să folosesc jocul acesta, de a mă întoarce să vă întreb, ar fi plăcut să jucați în filme cu câini? Gen cum a fost Lassie, gen cum a fost Rin Tin Tin, gen cum a fost... De ce trag clopotele mitică? Eu am fost partener cu 3 zile de filmare cu o coropișniță. Nu, am zis coropișniță, cu o lipitoare. Lipitoare, cum? Tora Vasilescu îi punea o lipitoare pe aici, mergea și ea nu știa, eu o vedeam. Și tot am filmat cadru cu cadru, că lipitoarea se mișcă. Mi-au fost partenere vreo 10 lipitori, că tot se schimbau. După aia, în De ce are vulpea coadă? O, Doamne, superb film. Eu-l iubesc. Da? Eu-l iubesc, da. Am fost partener cu un curcan. Atât de partener încât, deși și regizorul a murit, eu nu vreau să bârfesc pe mine, dar au făcut un gest abominabil. Curcanul pe care l-au dus la o crescătorie avea 60 de kilograme. Uh-huh. Sigur că îl țineau la filmare, îl cumpărați. Partener. Și îi dădeau boabe și îi dădeau, dar îngrășămintele care le primea acolo nu le mai primea aici. Și el a ajuns de vreo 25 de kilograme în timpul filmărilor. Când se înfoia, părea la fel. Nu îl hrăneau? Îl hrăneau, da? Dar nu cu ce trebuie, cu ce făceau ei acolo. Okay. Îl dădeau hormon de creștere, nu știu ce îi dădeau, da. Și o clipă. Și 25 de kg ajunsese că aproape nu se mai putea filma cu el. Se umfla el, dar nu mai era. S-a terminat filmarea. L-au tăiat și l-au mâncat. Du-te, mă, de băi, frate. Și am zis, domnule, nici tătarii nu fac așa. Tătarul, când calul ăla a fost pe front, îl lasă să moară de moarte bună. Calul ăla cu mine, cu tătar, am fost și am luptat. Mi-a salvat viața de multe ori. Deci, cum să... Păi hai că e petrecere, bem, bere, mâncăm. Ce mâncăm? Curcanul. Doamne, m-am dus și am plâns, domnule. Sunt sălbatic, domnule. Sunt criminal, nu știu. Dar în filmul ăsta nu era și un cățel? Ba da. Dar nu mai țin eu minte că nu. Dar mi se pare că... probabil n-ați fost la cadrele respective, dar vreau să spun că era un cățeluș ca un copoi, așa, o chestie. Geo Costiniu lucra. Da, Geo Costiniu, era și Valentin Uritescu acolo, și da. Și Rodica Mandache. Și Rodica Mandache, da, și copilașul ăla, se înțelea, era un copilaș, tot așa, personajul principal de acolo, care era foarte prieten cu acest cățeluș. Ochi Ager. Cine e ăla? El, așa l-am botezat eu. Îl cheamă Mozog. E atât de deștept că numai te uiți la el și îți citește toate gândurile. Dar mă credeți că era dresat? Eu l-am văzut pe câinele ăla în filmul acela. Făcea niște lucruri exact cum vedeai la Hollywood în filmele cu câini dresate. Așa l-am văzut pe ăla. Era fenomenal. Se ducea de aici până acolo, se întorcea, se băga pe aici, stătea sus cocoțan, apărea pe dedesubt, pe sub gard, pe partea cealaltă. Era fenomenal. Animalele, sunt puțini actori care pot juca cu animale. V-ar fi plăcut totuși să jucați cu un animal așa, să interacționați, să vă jucați rolul de om care comunică cu animalul? N-am avut norocul, dar mi-ar fi fost puțin teamă pentru succesul secvenței. Pentru că dacă Ernest Maftei a sesizat foarte bine, dacă apare un cățel pe scenă, nu se mai uită nimeni la niciun actor. Cât de frumoasă ar fi Brigitte Bardot, cât de talentată ar fi. Da, dacă era Burvin, cu cățel în brațe, sau nu știu cine, te uiți la câine. Da, câinele e extrem de adevărat. Dar și copiii fac la fel. Dacă par un copil pe scenă, te-a halit. Maftei explica. Știi de ce au succes copiii și câinele pe scenă? Nu, zicea câte unul. Fiindcă n-ascultă de regizor. Ce tare, mă! Adică el face ce vrea. Odată vede un lucru acolo și se duce. Ce faci, mă? Stai că nu e aia. Lasă-o, nu, uite ăla.
E foarte viu. Da, da, da. Sunt da. Puțini actori care sunt la fel de vii și pot face față, da, puțin, sunt destul, pot face față în scenă cu un animal. Dar vă dați seama că ăsta e un rol, așa cum am văzut roluri și la dumneavoastră în filmele în care ați jucat. Au fost situații în care trebuia să fiți noroid în cap până în picioare, să vă tăvăliți în mocirlă, să vă umpleți de maglavaisul ăla care chipurile era sânge, să fiți murdar, să fiți... Meseria de actor nu e o meserie de intelectual, nici gând. E o meserie de salahor. Salahor, dar de geam, da. Salahor. Adică... Nu există limite. Și eu am trecut prin asta. Am fost miner în mină, cu picamărul pe piept. Ăștia, nu știu dacă știți, nu dau gaură în cărbune vertical. Dau orizontal. Orizontal. Greutatea aia picamărului de soții pe piept, să ridici și să dai gaură, să înaintezi. În așa fel încât după 8 ore, eu am ținut picamărul și am lucrat cu el când se zicea motor. Filmam 3 minute, stop. Era greu. După 8 ore de muncă, nu te izbește vibrația. Da, da. După 8 ore de muncă, nu poți decât să te duci să te neci într-un butoi cu vodka. Că ți se face da. Ficatul pate. Da, da, da. Te zguduia la aia. Și nu mai știi nici, totul nu vezi așa. Și singurul lucru la mine e să duci să te îmbeți. Da. Că atunci poți să mai dormi noaptea. La câte, la da. Mâine de la cap. Și dar de actorul la cap. Asta este, pe mine m-a fascinat întotdeauna la actori, flexibilitatea pe care trebuie să aibă și câte trebuie să știe un actor, să știe să călărească, să știe să... Să, domnule, să conducă orice. Eu am condus... Conducă orice, așa. Acum am condus orice care stă pe pământ. Nu cu elicopter, nu avion. La aia nu mi s-a întâmplat, nici nu mi-ar fi. Nu te lasă nimeni să conduci tu un avion. Îți spune dublură, îți filmează mâinile. Nu poți conduce avionul sau elicopterul, că nu e joacă. Dar? Joacă nu e nimic. Îmi povestea ceva de niște motociclete. Ce motocicletă? Am condus Tsunda. Motocicletă cu ataș nemțească, care are marșarier. Prin noroaie și prin... A? Niște drumuri. Pe așa, un film de război. Exact. Ce era... Ce era acolo? Pădurea de Fage. Pădurea de Fage. Dar am condus screpere, de-astea care, cu cupele alea multe, ia și pune în spate. Am condus tractoare. Da, buldozere, tractoare. Mi-au dat un tractor în serialul Inimă de Țigan. Dați-mă la o parte, că eu nu știu să conduc! E, pirața e gratul, mi-au dat un tractor la Gigi Dumbravă, să distrugă șatra. Șatra era formată din niște decoruri acolo, de cârpă, de lemne, de și să trecă tractorul. Dar toate erau cu oameni. Și toți au avut indicația, domnule, l-am venit cu știe să țină de volan, să meargă în linie dreaptă, dar atâta. Dacă rămâneți pe loc, vă calcă. Așa că aveți grijă pe unde fugiți. Păi și erau niște urlete și... Iar mie mi-era frică, păi ce, trebuie sunt copii? Da, normal. Bine, aveam frână, puteam. Dar am condus toate alea, tot ce înseamnă deci mers să... pe pământ. Trebuie să fiți... De la tricicletă. Da, și tricicletă ați condus? Nu, dar... Vedeți, n-ați avut șansa să conduceți un câine. Și ce să vezi din toată această carieră în care domnul Zamfirescu a condus orice, a ajuns în viața particulară să conducă un câine. Că nu mori până nu trebuie să înveți tot ceea ce trebuie să înveți. Și eu mă bucur că sunt promotorul faptului că vă învăț. Așa cum în cascadorie, în filme, cascadorul la un moment dat instruiește, corect? Șeful cascadorului instruiește și actorii cum să facă o mișcare sau alta din cascadoria respectivă. Hai să-i spun un secret, dar după aceea trebuie să mă împușcați. O cățelușă, Rozica, pe care el o chine. Dacă are 8 ani, e cam bătrânică, nu mai are chef de joacă. Ea e nedresată, conform părerii mele despre dresaj. Da. Și acum, după ce termin cu el, mă gândesc că eu am învățat atâtea trucuri. Așa, sunteți profesor în dresaj deja. Să mă câte un pic, câte de ce nu? Eu m-aș mândri și m-aș mândri. Lucru nu știu. Cum fac un câine de 8 ani
să păstreze zgarda aia pusă de mine. Și o smulge, avea un frate ea. Și și-a apucat el, se ronță iau de zgarda, nu, și ea lui, și trăgeau și și-au scos zgârzi amândoi. Eu am mai văzut asta, dar am văzut zgârzi ronțăite și ronțăiau unul altuia zgârzi. Și-o mulgeau, domnule. Da? Erau asta puțin e bun. Cam lărguțe, că da, da, mi-e frică să-l, mi-e milă să le strâng așa. Deci, cum fac eu fata aia să... Nu lesa. Hai, lasă că după ce... Lesa, eu legi și o legi de un stâmp și stai cu ea așa, stai lângă ea. Stai și-l joar până când nu, se... Nu, dar e legat lesa asta retractabilă. Asta, avem da. Acolo pe canal un clip despre cum înveți câinele la lesă și cum folosești lesa retractabilă. Sigur că da, domnul Zamfirescu știe asta, așa că îi veți pune o zgardă fixă, fixă. Da? De care veți atașa păi această nu, lesă. Ce să mai atașez? Zgarda aia nu ține. A, nu stă să-i o puneți? Stă. N-are cum să-și o mai dea jos. Ea singură. Decât dacă trage ăsta de ea. Nu va trage el. Nu va trage, deci aveți șanse. Așa că o să vedem noi clipuri cu domnul Zamfirescu dresând cățelul de acasă. Eu nu credeam că vreodată o să ajung în situația să stau de vorbă cu cineva și câinele să mă aștepte, nu îndu-și gândul de la plecare. Zic, doamne, stați mult de vorbă, mă culcuțără. Sigur că da. Mă băiatule, mă... Mă bucur foarte mult că am discutat. În primul rând, mă bucur că, așa cum am spus, am fost promotorul descoperirii dresajului de către dumneavoastră în formatul în care este el acum și că ați înțeles că dresajul, într-adevăr, creează această legătură extraordinară între câine și om, da. Într-un fel în care altfel nu poate fi. Da, această legătură ar trebui creată cu orice ființă. Cu al meu când era mic. Au. S-a bătut cu o pisică și a zgâriat-o. Da, și știu. Știu că și-al meu face la fel. E șeful în cartier, e șeful. Știe lucrurile la toate pisicile, le aleargă în copaci, le pune. Să mă trăiască. Să rămână. Domnule Florin Zamfirescu, vă mulțumesc pentru... Și eu mulțumesc. Îmi pare bine că ne-am întâlnit. Da, și mie îmi pare foarte bine că ne-am întâlnit și să rămânem tot așa, așa cum suntem acum. Eu am dat telefonul dumneavoastră, unul Cerasela Iosifescu v-a sunat? Nu știu. Actrița Cerasela Iosifescu are și ea un câine de 6 luni. Deși stă gard în gard cu mine, e nebun, are vreo 8 câini. Și ăsta micu, nu știu de ce, vrea ea să-l, că a aflat că eu folosesc un dresor și să-i dau telefonul. O să vă sun. Excelent, excelent, super. Bun, să ne revedem cu bine. Ne vedem. Voi încerca să vă transmit în continuare cele mai bune, ia uitați-le. Da, cele mai bune și eficiente informații despre dresaj, să aveți o relație dincolo de mine cât se poate de frumoasă cu acest cățeluș și secretul, oameni buni, cred că v-ați prins, este să ajungeți să vă înțelegeți câinii ca să puteți comunica cu aceștia fără a-i înțelege și fără a ști deopotrivă limbajul acesta de comunicare, nu poți scoate la capăt o prăpastie pe care nu poți. Și câinii au orgoliu, domnule. Au orgoliu, păi da, nu trebuie să-i încalci orgoliu. Are și el pretențiile lui, are și el voința lui, are și el plăcerile lui. Trebuie să-i le respecti și de aici trebuie să pornești. Clar. Ca și de la un copil, ca și de la un prieten. Un sfat înțelept. Aveți grijă, citiți-vă câinii cu înțelepciune și căutați să îi înțelegeți așa cum și ei fac toate eforturile să ne înțeleagă pe noi.